Salut și bine ați venit la un nou video în care voi face un giveaway la acest aparat GOMS Lubitel 2 fabricat în URSS între 1954 și 1980. Lubitel înseamnă amator în limba rusă, camera este din bachelită și metal, are o husă din piele artificială și folosește film de 120 mm. Din câte observ, acest aparat foto funcționează, încă nu l-am testat, dar voi face poze cu el înainte să vi-l dau. Dacă ești interesat să participi la concurs, trebuie să mă asculți puțin ca să înțelegi în ce constă concursul. În episodul trecut am fost în două piețe de vechituri din Timișoara și am căutat aparate foto cu filme sau poze pe ele. Dacă nu ai văzut clipul, ți-a sugerat să te uiți la acela prima oară, să vezi în mare parte cum le-am obținut. Linkul este în descriere. În acest video voi face o scurtă prezentare a acestor aparate și le voi numerota. Pentru a participa la concurs, trebuie să dați like acestui video, să vă abonați sau subscribe canalului și să lăsați un comentariu cu numărul aparatului cu care ați vrea să fac poze. Iar eu vi le voi arăta într-un alt video împreună cu pozele găsite pe aceste aparate. Video în care voi anunța câștigătorul extras de pe random.org. Să începem cu primul aparat. Aparatul problemă, pentru că eu nu am reușit să-l deschid în video precedent, dar până la urmă mi-am dat seama. Aceasta este o cameră Agfabox de prin 1910 până prin 1940. Este o cameră foarte simplă și nu se poate regla focalizarea. Au fost făcute pentru persoane care nu știu să folosească o cameră profesională. Folosește un film de 120 mm, deci este format mediu și nu are niciun film în el. Minolta SRT-100X. Sunt făcute în Japonia în anii 1977 și este complet din metal. Are nevoie de filme de 35 mm. Obiectivul de 135 mm cu f2.8, care are un parasolar inclus, ceea ce mi se pare foarte mișto, iar în ziua de azi nu se mai fac așa și nu înțeleg de ce. Acest aparat nu are niciun film în el, dar l-am luat pentru că avea un preț foarte bun. Post 135, făcut în Japonia în anul 1978 pentru Germania și au fost destul de scumpe la acea vreme. Este un aparat din plastic combinat cu metal și pare destul de solid. Folosește un film de 35 mm, este manual și se poate regla doar ISO în funcție de filmul folosit și focalizarea care este manuală. Are un obiectiv echivalent 38 mm fix și este de f2.7. Acesta are un film în el și este Voigtlander, dacă așa se pronunță. Nikon Nice Touch Zoom. Este produs în anii 1994 în Japonia, este din plastic combinat cu metal. Are un obiectiv zoom de 35 mm până la 60 mm, care are și funcție de macro. Are bliț încorporat și folosește baterie R6. Acesta are un film în interior, Kodak 200. Haking CF2. Este din Hong Kong de prin 1960. Are obiectiv de 33 mm, este din plastic și are baterii pentru bliț. Este un aparat point and shoot, iar ISO se reglează în funcție de filmul pe care îl punem în el. Acest aparat are un film Agfa în el. Braun Trend AF3. Este produs prin 1992 în Germania. Este din plastic, folosește film de 35 mm. Are autofocus și lentila este de 35 mm. Are mod selfie timer, dată și bliț încorporat. Este un aparat point and shoot și are un film în interior, firma Polaroid, dar era nou de 24 de poziții și am făcut eu poze aiuri, așa că nu o să-l duc la developat. Canon Prima 105, made in Japan în 1991. Este din plastic și pare destul de solid. Are un obiectiv zoom de 35 mm până la 105 mm, f3.5 până la 8. Are autofocus și folosește film de 35 mm. Aparatul este point and shoot, acesta are un film înăuntru, dar pare că e nou și voi face poze pe el în oraș. Minolta Riva Zoom 90X, produs în 1980 în Japonia, este din plastic și pare destul de masiv. Are un obiectiv cu zoom de 38 până la 90 de mm, f3.5 până la 7.7 și este totul automatic, adică focalizarea și viteza de declanșare. Este un aparat point and shoot și acest aparat are un film nou pe care îl voi poza în oraș. Acestea au fost toate aparatele. Dacă vă gândiți că pe un aparat am dat 5-10 lei, iar în ele am găsit un film care costă minim 12 lei, îl cumperi și faci direct poze dacă ai baterii și mai rămâi și cu aparatul foto. Acestea sunt filmele și cardurile pe care le-am găsit.
mă voi uita peste ele, le voi developa și vă voi arăta și vouă ce poze am găsit. Am cumpărat și câteva carduri fără aparate, deci în total am 5 carduri și 3 filme. Nu uitați de concurs și ca să participați trebuie să lăsați un comentariu cu numărul camerei care vreți să fac poze, abonare și like acestui video. Ne vedem în videoul în care vă voi arăta pozele făcute cu aparatul ales de voi și voi alege pe cel care îl alegeți majoritatea. Vă voi arăta și pozele găsite pe camere și voi anunța și câștigătorul aparatului. Până data viitoare, aveți grijă de voi, v-am pupat!